Salutare tuturor și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Încep acest clip prin... Am cerut scuze că am lipsit săptămâna trecută. Da, au fost ceva probleme și n-am putut să filmez. Nu am când. Așa că îmi cer scuze și iată-mă din nou aici cu clipul care trebuia să fie săptămâna trecută și n-am apucat să-l filmez. Și anume parfumurile de primăvară, cele care vreau să le folosesc primăvara aceasta. Și să vă arăt și ce am folosit în sezonul rece. Am terminat foarte multe din ele, așa că big like. Haideți să începem, să vă arăt toate ce am consumat, iar cele de primăvară am ales doar 5, pentru că da, vreau să consum cât mai multe și am ales mai puține ca să le consum. Încep cu acest Eclat Blanc, mai am foarte, foarte puțin din el. Și o să-l folosesc în continuare, adică 2-3 pufuri mai am în el. Și da, o să-l folosesc. Mai am încă unul nou care am înlocuit taxa de transport cu el și da. Deci îl am în colecție în continuare. Mai departe, Giordani Gold Original, l-am terminat. Era până aici. Așa. Și da, știu că este varianta nouă, vreau să-mi o recumpăr, dar am zis prima dată să îl termin pe acesta, vechi. L-am terminat. L-am terminat de ceva vreme, cred că în perioada Crăciun sau în ianuarie la început, atunci de ceva vreme l-am terminat. Oricum, în decembrie, la sfârșit, pe acesta de la Avon l-am terminat sigur. L-am recumpărat între timp și da, l-am, dar v-am zis, a fost plin. V-am zis, eu în decembrie îl folosesc intens. Da. L-am recumpărat. Mai departe, tot de la Avon, Attraction. Era până aici și l-am terminat și pe acesta. Mă bucur. Și Enigma. Am terminat-o. Era până aici. Am aici un semn și se pare că am terminat și acest parfum. Mi-a plăcut foarte mult, asta îmi place. Deci e așa mai oriental, să zic așa, duce spre zona aceea. Dulce, foarte dulce. Îmi place. Mai departe, unul care cred că a fost a treia oară în Project Pen. Iar n-am... de 3 ieri mă chinui să-l termin și n-am reușit. Premier Lux de la... Avon, mai am atât din el, oricum acesta nu o să-l mai recumpăr. Pentru că, da, mă chinui să-l termin și nu... Într-un timp îl foloseam intens și terminam una, două, un flaconaj din acesta, o sticluță. Dar acum nu mai pot să-l folosesc așa cum era odată. Mi-am schimbat și eu. Today-ul, acesta este varianta de 100 ml. Până aici și mai am foarte puțin din el și acesta vreau să-l termin, nu o să-l dau deoparte, o să-l păstrez. Tocmai de aceasta mi-am ales și mai puține parfumuri ca să le mai folosesc și pe acestea. Eclat Blanc. Da. Incognito. Tot de la Oriflame. Și acesta l-am terminat. Și mai am versetul care nu l-am. Luz Marie Adriana. Tot Maria vrea să nu știu de ce, când îl văd pe acesta. Este copia la Vie Belle și da, na, foarte puțin am consumat din el. Se vede aici, unde e și așa. N-am reușit să-l folosesc, dar na, rămâne în colecția mea și o să mă mai dau cu el. Așa, și am mai terminat de când am filmat clipul precedent cu parfumurile. Mai terminat două. Și anume Lacoste. Acesta vorbim. Acesta o să recumpăr cu siguranță, dar acesta nu. Da, vă ziceam în acel clip că o să-l termin și gata, papa. Bun, și acum hai să vă arăt ce parfum mi-am ales pentru primăvara aceasta. Da, mi-am ales unul de la Oriflame, Possess Absolut. Așa, este lansat primăvara trecută. Îmi place maxim acesta. Este un parfum roz.
și da, cu siguranță o să-l termin primăvara aceasta. Semnele o să le fac după ce vă arăt. Hai să vă zic notele lui. Zice așa despre lemnos, fructat, ambrat, dulce, flori albe, proaspăt, condimentat, floral, mosc, citrice. Și notele de vârf sunt rodie, măr, bergamotă, note de mijloc, osmantus, floare de portocalie, asomie și note de bază, lemn ambrat, pralină și mosc. Văd aici că la asociază cu Dolce & Gabbana for Femme, nu știu. Posibil. Nu știu cum miroase acel parfum. Dar da, acesta îmi place. Mai departe, l-am ales și pe Cabotini. L-am primit anul trecut de la Sabinuța, de Paști, de puraj. Și da, l-ador pe acesta. Cred că în perioada sărbătorilor pascale o să-l folosesc. Pentru că este perfect pentru biserică. Și nu numai. Da, îmi place mult. Haideți să vă zic și notele lui. Are o grămadă de note de flori. Coduri principale. Florale, flori albe, aromatic, cald, condimental, lemnos, verde, pudrat, fructat, tuberoză, animalic. Ce ziceam? Are o grămadă de flori. Note de vârf. Coriandru, floare de portocal, coacă, de negre, casia, prune, vă zic, mai ziceam eu în clipul trecut. Casia asta seamănă cu frunza de viță de vie. Prune, mandarine, piersică. Note de mijloc, aici sunt numai de flori. Tuberoză, sambilă, garoafă, ghimbir, iasomie, ilang-ilang, frezie, stânjenel, trandafir, heliotrop, violetă. Note de bază, vetiver, zibeta, cacăze negre, mosc, lemn de sandal, cedru, ambră, boabe de tonka. Da. Foarte frumos, miroase, nu știu, eu ador parfumul acesta, chiar să mă dau acum cu el un pic. Îl ador, sincer. Și o să mi-l recumpăr, cu siguranță. Pentru că îmi place. Mai departe, dacă tot este primăvară, este Liliac. Abia aștept să fie. Ah, Innocent White Liliac de la Oriflame. Și da, trebuie să-l folosesc intens, că îmi place. Dar nu o să vă mai zic notele, pentru că Liliacul predomină. Știu că am mai zis într-un clip trecut, adică atunci când l-am comandat și da. Liliac alb. Mai departe mai am două parfumuri de la Avon, și anume Persive Silk. Varianta aceasta roză, nu știu cât de roz se vede. Da, e roz. Și aceasta, nu știu, sper că se cam decolorat, dar mirosul este intens. Este oricum un parfum așa mai discret, perfect pentru lucru. Asta l-am și ales. Mosc, pudrat, flori albe, citrice, note de vârf, mandarină italienească, note de mijloc, iasomie și note de bază, mosc. Ce simplu este acest parfum. Așa arată. Bun, și mai am unul singur, și anume Eve Prive, tot de la Avon. Asta îmi place maxim. Este tot din primăvara trecută, mai am jumătate din el. Și da, sper să-l termin. Ce să zic? Acorduri principale, flori albe, fructat, dulce, lemnos. Note de vârf, măr roșu, note de mijloc, iasomie, note de bază, cedru. Și acesta este simpluț, dar mult mai puternic decât celălalt. Și da, acestea sunt parfumele, 5 la număr, suficiente pentru această primăvară. Așa că sper să, fără sper, să termin cât mai mult din ele. Și
nu știu, ne vedem cu cele de vară. Eu vă pup și vă mulțumesc cu drag. Până data viitoare, pa, pa!